Thank you.
dați osana, dați mărire, căci prin Iisus mai trăiți. El este stânca din veșnicie, El este crinul din Saron. El este pâinea și apa vie, Iisus e Domnul domnilor. El este stânca din veșnicie, El este crinul din Saron. El este pâinea și apa vie, Iisus e Domnul domnilor. Doamne, și mai ascultat.
Mie milă-i dat.
să dăm ascultare un cuvânt din Scriptură care să ne folosească pentru învățătură și după masa aceasta și zicem că Dumnezeu să folosească cuvântul Său pentru îmbărbătarea, întâlnirea și, dacă e nevoie, corectarea vieților noastre. Amin. Am deschis Biblia la Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 5, de unde voi citi de la primul verset până la versetul 11, un pasaj și o întâmplare care cu siguranță vă este cunoscută. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa, Safira, și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Nu i-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să-L ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce l-au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. I-a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cu siguranță, așa cum am precizat deja, întâmplarea asta este foarte cunoscută în rândul bisericii. Și cred că și în rândul bisericii primare au fost mulți ani sau multă vreme cât a răsunat ca și un ecou, așa, povestea aceasta a morții familiei lui Anania, morții lui Anania și o soției sale Safira, și felul în care Dumnezeu instant a făcut o judecată în biserică. Sunt câteva lucruri pe care putem să le observăm în contextul acestei întâmplări. Observăm că biserica primară deja se conturase. Frații se adunau regulat la oaltă. Pentru prima dată găsim în acest pasaj noțiunea sau termenul de adunare, în versetul 11, o adunare de oameni temători de Dumnezeu, o biserică într-o continuă dezvoltare sau într-o dezvoltare puternică, dacă vreți, când Dumnezeu aduna oameni și chema oameni la mântuire într-un mod deosebit. În capitolul 2, versetul 47, vă readuc aminte că Luca scrie despre biserica de la început, că Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Slăvit să fie Dumnezeu! Vă dați seama ce har, ce lucrare de evangelizare, ce lucrare de pocăință era în vremea aceea, în zilele acelea, când nu în fiecare săptămână, nu în fiecare lună, nu în fiecare an,
nu din când în când mai venea către unul și se preda cu sinceritate Domnului, ci lucrarea era coordonată de Dumnezeu. Dumnezeu adăuga zilnic oameni la biserică ca și părtași, ca și mădulare ale trupului lui Hristos. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Apoi, un alt lucru pe care îl vedem frumos în dezvoltarea acestei biserici era o unitate deosebită pe care ei o aveau și vedem în capitolul 4, versetul 32, că mulțimea aceasta pe care Dumnezeu o adunase în fiecare zi cu noi și noi membri, erau una, o inimă și un suflet. Și nu că Dumnezeu le-ar fi cerut forma aceasta de comuniune, ci ei au simțit că trebuie să se manifeste în felul acesta și niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște și doreau pe toate planurile să fie cât mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și când toată imaginea aceasta zugrăvită despre biserică este o imagine frumoasă la începutul cărții Faptelor Apostolilor, Evanghelistul Luca găsește sub insuflarea Duhului Sfânt să redea accidentul acesta din biserică. Lucrul acesta urât, întâmplarea aceasta care nu era de dorit. O familie de oameni care s-au hotărât să arate și ei la suprafață ca și ceilalți. O familie de oameni care au venit cu o stare mincinoasă la biserică înaintea lui Dumnezeu și care au fost judecați de Dumnezeu pe loc și au murit. Parcă dacă ne uităm la lucrurile acestea, am zice, oare de ce trebuie să existe în Scriptură și relatări de felul acesta? De ce nu sunt lucrurile doar frumoase, ca cei care vor să citească în Scriptură să zică, da, într-adevăr, ce măreț este Dumnezeu, ce minunată biserica, ce sfântă, ce curată. De ce și accidente de felul acesta în care să se arate despre oameni care nu sunt dăruiți în totalitate lui Dumnezeu? Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, lucrurile pe care le prezintă Scriptura nu sunt întotdeauna lucruri pozitive. Și asta nu scade cu nimic valoarea Scripturii, ci dă o calitate de adevăr superioară, pentru că arată că ea descrie, ea arată adevărul așa cum este și arată despre Dumnezeu, căci Dumnezeu este sfânt și drept în orice perioadă și în orice etapă. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Urmarea acestei întâmplări, urmarea acestei morți, mi se spune că a produs o mare frică care i-a apucat pe toți care ascultau lucrurile acelea. O mare frică, versetul 11, a cuprins adunare. Mă gândesc la felul în care au venit în zilele următoare la biserică, membrii bisericii, la felul în care și-au cercetat viața și s-au gândit dacă nu cumva Dumnezeu va găsi ceva de osândit în viețile lor. Pentru că știau din momentul acela că acolo Dumnezeu este prezent și că Dumnezeu se identifică cu biserica și Dumnezeu vrea ca biserica să fie curată, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și probabil că, așa cum am spus, ecoul acesta s-a păstrat multă vreme în conștiința bisericii primare și a fraților de atunci. Mă întreb dacă mai avem aceeași frică noi, cei din zilele de azi, dacă în mintea noastră avem teama aceasta ca nu cumva viața noastră să nu corespundă standardelor Scripturii și a voiei și a sfințeniei lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit probabil cu gândul că Dumnezeu pe noi nu ne pedepsește cum a pedepsit pe Anania și Safira.
Ne-am obișnuit probabil cu gândul că Dumnezeu este mai bun cu noi, că Dumnezeu față de noi are alte standarde. Dar, prea iubiții mei, aceeași frică ar trebui să o avem de fiecare dată când stăm înaintea Domnului. Scriptura ne prezintă aceste două personaje, această familie. Este o problemă cu câteva cunoscute și mult mai multe lucruri pe care nu le știm despre ei. Dacă ne uităm în textul și în relatarea Scripturii, vedem despre ei că erau soț și o soție, erau familie. Apoi ni se spune că ei aparțineau bisericii, pentru că au venit la biserică, au venit înaintea apostolilor. Apoi găsim despre ei că frecventau biserica, că erau informați cu ceea ce se întâmplă în biserică, cu faptul că unii dintre frați au început să aducă la picioarele apostolilor averile lor și posesiunile lor și să le doneze bisericii și ei știau despre lucrul acesta. Apoi putem să știm despre familia aceasta că era o familie care se înțelegea bine. Colaborau între ei, chiar dacă de data aceasta colaborarea lor sau înțelegerea în familie a fost una păcătoasă. A fost una care le-a cauzat moartea, dar atât atunci când au vândut moșioara, versetul 1 ni se spune că Anania n-a făcut de capul lui, ci a vândut moșioara cu nevastă sa Safira. Apoi, când au decis ce să facă cu banii de pe pământul vândut, în versetul 2, ni se spune că cu știrea nevestei lui a fost o înțelegere în familie despre această acțiune pe care ei urmau să o facă. Sunt câteva lucruri pe care le știm despre ei, de asemenea știm că au fost că nu au suportat adevărul, confruntarea cu adevărul și în momentul în care au ajuns în biserică și de ei s-a spus adevărul, ei au căzut morți amândoi, fiecare pe rând, înaintea fraților în biserică. Sunt mai multe lucruri care poate că ne gândim despre ei și nu le știm. Nu știm ce vârstă vor fi având. Poate că au fost tineri, căsătoriți, poate au fost de vârstă mijlocie, poate că au fost oameni foarte în vârstă. Nu știm despre ei dacă au avut copii. Nu știm componența întregilor familii. Nu știm despre ei dacă aveau vreun dar în biserică, dacă erau implicați în slujire într-un fel. Nu ni se spune lucrul acesta. Nu știm despre motivațiile lor, nu știm de ce ei au vrut să oprească o parte din bani. Doar ne putem gândi dacă au fost tineri, dacă au fost copii, probabil au zis mai bine ar fi să mai dăm și la copii din banii aceștia. Apoi dacă au avut o vârstă înaintată, probabil că s-au gândit mă ajung și ne ajung bătrânețele și în vremea aceea nu era un sistem de protecție socială, nu erau pensii, s-au fi gândit, ne trebuie să avem și noi ce să trăim la bătrânețe. Cert este că au luat decizia aceasta împreună. Acum problema lor n-a fost faptul că au vândut moșioara, n-a fost faptul că au decis să doneze bani bisericii. N-a fost faptul că au decis să oprească o parte din sumă. Pentru că Apostolul Petru, atunci când îi confruntă cu adevărul, îi spune lui Anania, puteai să faci ce vrei. Dacă nu vindeai, nu rămânea ea a ta, versetul 4. Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei.
era decizia lor, nu acesta era păcatul lor. Păcatul lor a fost păcatul că au vrut să apară altfel decât erau, să pară mai mult decât ei erau, să dea impresia că acest dar, această donație pe care o aduc la biserică, este prețul întregii moșioare. Și aceasta a fost minciună, pentru că Petru spune, nu i-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Marele păcat al lor a fost păcatul înșelătoriei, păcatul minciunii. Nu știm, am zis că sunt multe lucruri care nu le știm despre oamenii aceștia. Nu știm ce au mai conversat ei înainte de lucrul acesta. Probabil că Anania a venit cu banii, i-a pus la picioarele apostolilor și le-a explicat sursa banilor, de unde are banii. Și le-a spus, uite, am vândut și noi o moșioară și am adus prețul moșioarei ca să donăm bisericii lucrării lui Dumnezeu. Pentru că Petru știe despre faptul că Anania a vândut o moșioară și de acolo are banii. Din relatare și din întrebările pe care Petru îi le pune lui Anania, reiese lucrul acesta. Ceea ce putem să observăm la oamenii aceștia, că este faptul că nu erau în totalitate pocăiți. Nu erau în totalitate dăruiți lui Dumnezeu. Au făcut parte din biserica, și acum am spus, frecventau biserica, mergeau la biserică, se implicau cu ceea ce făceau și ceilalți, au vrut și ei să se implice în lucrarea bisericii, dar pocăința lor a fost o pocăință parțială. Și spun lucrul acesta pentru că vremea de acum, de mulți oameni în bisericile noastre de felul acesta, oameni care nu s-au dăruit în totalitate cu inima lui Dumnezeu. Se spune despre longobarzi, un popor german, care la un moment dat a cucerit peninsula italică, că în secolul al VIII-lea, împăratul Carol cel Mare i-a creștinat, i-a cucerit și i-a obligat, cum era vreme de acum, de atunci, o creștinare în masă națională, să se boteze și să se încreștineze. Am căutat mult sursa aceasta istorică și am aflat că informația despre creștinarea lor e scrisă de un călugăr italian, numele lui era Paulus Diaconus, care povestește un fapt interesant. De-aia am și căutat sursa acestei istorii. Spune că longobarzii au hotărât totuși să se încreștineze, să se boteze. Au făcut botezul prin scufundare. Dar ei au zis, noi nu putem să ne botezăm ca și voi și ca și ceilalți. Pentru că noi suntem soldați și noi trebuie să rămânem credincioși și împăratului. Și dacă ne botezăm întru totul, noi nu ne mai putem lupta, că în Biblie scrie să nu uciți. Și atunci au făcut o convenție și au zis, pe noi ne botezați cu mâna dreaptă și cu sabia ridicată deasupra apei. Aceea nu ne-a băgat suapă. Și așa au fost botezați longobarzi. Ei, învățătura pe care putem să o luăm din întâmplarea aceasta a istoriei este că sunt atâția creștini care nu s-au botezat în totalitate. N-au murit, că așa ne spune Scriptura, cei care se botează sau noi prin botez suntem îngropați și viem împreună cu Hristos. Oamenii ăștia care nu s-au dedicat în totalitate lui Hristos, cum a fost și Anania și Safira, au rămas ceva la suprafață din firea mea.
Longobarzii au zis, nouă ne țineți mâna cu sabia afară. Noi mai vrem să luptăm în continuare. Acum fiecare putem să ne analizăm viața noastră și dacă mai este ceva de dinainte, din firea veche, care nu a fost omorâtă și am trecut așa printr-o pocăință parțială. De ce spun despre oamenii aceștia, în loc să citim despre ei că erau plini de Duhul Sfânt, cum citim despre apostoli, cum citim despre cei care erau dedicați în totalitate lui Hristos, Petru pune această întrebare lui Anania și îi spune, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima? Anania, pentru ce te-ai dat Satanei? Lăcașul acela secret din ființa ta, care trebuia să fie sub autoritatea lui Dumnezeu, sub controlul Duhului Sfânt, îl ai dăruit Satanei. Prin ce? Prin faptul că ai vrut să fii șmecher. Prin faptul că ai scăpat o minciună sau ai tâlcuit o minciună. Acesta a fost păcatul lor, minciuna și ipocrizia. A fost un păcat intenționat. Găsim în Scriptură de oameni care s-au rugat să le ierte Dumnezeu păcatele făcute din neștiință. Există stări în viața aceasta când din neveghere aluneci dintr-o dată. Și pe când te trezești, ți-ai dat seama că piciorul tău, că viața ta a ajuns în păcat. Dar oamenii aceștia au tirpluit, au plănuit, au calculat, au acționat înspre păcat. Păcatul lor n-a fost din nesăbuință. Păcatul lor n-a fost din neștiință. A fost un păcat intenționat. Și Satana a prins prilejul și le-a umplut inima. Am spus despre oameni care n-au o pocăință totală. N-au naștere din nou, trec prin etape de intrări în biserică, fără lipsa unei nașteri de nou real. Și dezastru se apropie de oameni de felul acesta. Apostolul Petru scrie în 2 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 20 și descrie oameni de felul acesta, că oameni care au scăpat, au venit din lume, au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, se încurcă iarăși, sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Versetul 21 și 22, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fie cunoscut calea de prihănirii, decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dat. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărat. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mod șir. Oameni nenăscuți din nou, care n-au fost niciodată pocăiți cu adevărat. Și Petru zice, ăștia sunt ca și câinele și scroapă. Ăștia n-au fost din turmă de oi niciodată. Câinele și scroapă n-au fost cu oaie niciodată. De aia s-au întors înapoi la ce au avut înainte. Apoi dorința lor de a concura cu alții. Se spune în capitolul 4, versetul 36 și 37, despre Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică tâlmăcit de fiul mângăieri, un levit de neam din Cipru, că a vândut un obor pe care l-avea, a dus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Nu știu ce discuții au avut loc în familia aceasta între Anania și Safira, nu știu ce impact a avut vestea aceasta când s-a citit lista donațiilor în biserică, și s-a citit despre Iosif că el a vândut un ogor și a adus bani și a dăruit și a donat bisericii și probabil că s-a înțeles și ei
Mă, și noi putem să fim ca omul ăsta. Și noi putem să ne arătăm că dăruim ceva biserică. Hai să facem și noi așa. Dar ideea lor a fost alta. A fost o idee tâlcuită, o idee în care Satana s-a strecurat în inima lor și au dăruit cu minciună. Zgârcenia. Am spus, poate erau bătrâni, poate s-au gândit. Nu putem să-i dăm la biserică toți. Hai să ne mai lăsăm și nouă. Dorința de a arăta altfel de cum ești. Bă, ce o să zică oamenii? Dacă l-au citit pe Iosif, pe listă că a făcut donație bisericii, hai să ne citească și pe noi. Hai să știe lumea și despre noi că facem ceva în lucrarea lui Dumnezeu. Ce bine ar fi să luăm aminte la adevărul acesta. Că Dumnezeu nu se uită la lucrările noastre, ci se uită la inima noastră. Dumnezeu nu apreciază felul în care vreau să apar înaintea bisericii, înaintea oamenilor, atâta timp cât inima mea e a Satanei. Cât oameni de felul acesta îți dăruiți Satanei. Și Dumnezeu judecă aspru astfel de atitudini. Apoi foarte important, au avut impresia că nu știe nimeni ce s-o înțeles ei. S-o înțeles cu Safira și au zis, no, ce ne-am înțeles noi aici în casă, ce rămâne? Și nimeni nu-i aude. Și ne ducem și dăm și vezi cum vorbește acolo, probabil că o primi și niște instrucțiuni, Anania, vezi cum vorbești ca să nu se prindă oamenii aceia că n-ai adus tăți banii sau n-ai dus tăți banii la biserică. Spune că ai vândut o moșioară și ai adus bani. Poate că credem și noi, uneori, că șmecherile noastre nu le știe nimeni. Că păcatele noastre nu le știe nimeni. Că minciunile noastre nu le știe nimeni. Că ceea ce facem noi în ascuns nu știe nimeni. Venim la biserică, ne îmbrăcăm frumos și suntem printre cei mai pocăiți. Dar oare ce zice Dumnezeu? Care Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește ochii, ci se uită la inima. Interesant este faptul că oamenii aceștia n-au venit deodată la biserică. Poate că și asta a fost o greșeală a familiei acesteia. Poate că ar fi rămas nevasta cu viață. 3 ore mai târziu a venit și Safira. De ce n-a venit bărbatul cu nevasta deodată la biserică? Nu știm. Cert este că lipsa ei de la biserică deodată cu soțul ei, i-a fost păguboasă și ei. Treaga familie s-a distrus. Mijloacele păcatului a fost, în primul rând, minciuna. Un flagel al societății și o amenințare pentru biserică. O minciună care își face loc în multe feluri în rândul credincioșilor. Prin mărturii mincinoase, prin jurăminte mincinoase, prin prorocii mincinoase, prin învățături mincinoase, prin Hristoși, ne spune cuvântul Scripturii, mincinoși. O minciună care produce efecte de la cel bătrân la cel mai tânăr și oamenii mint cu atâta ușurătate. Și zic, da, nu a fost minciună. Tu ai înțeles așa. Eu n-am mințit. Eu am zis adevăr. Sau eu am zis o formă de glumă. Tu nu știi de glumă. A fost o păcăleală. Cât de ușor mint oamenii în ziua de astăzi. În un moment dat, unul din elevii pocăiți mi se cere de la ultima oră că el vrea să meargă în Zalău
la biserică, că este adunare de tinere. Cum să nu lași să meargă la biserică și vrea să se pregătească pe seară, să aibă timp să meargă la sală? Și m-am gândit, ok, bine, te duci, te las, te învoiesc, dar știi ce vreau de la tine? Să-mi trimiți o poză de acolo. Ai fost acolo și atunci îți liniștit că te-am lăsat pentru un lucru bun. Da, am primit poza. M-am întâlnit dimineața, la prima oră, înainte de a începe orele, când m-am coborât din mașină, m-am întâlnit cu elevul meu, pocăitul. Am zis, măi, n-am primit pozele de la tine. Și știți cum vin minciunile? Una după alta. Una trage alta. Am zis, da, n-am putut face poze, că ne-au luat telefoanele la intrare. Mi-am dat seama că minte. Și am zis, măi, hai fi sincer totuși cu mine. Ai fost aseară la biserică? S-au roșit tot și am zis, să știi că n-am fost. Și am zis, dar s-au meritat să minți pentru atâta lume. S-au meritat? Așa de ușor mințim. Copiii mint, bătrânii mint, adulții mint și cred că nimic nu se întâmplă. Că nimeni nu-i bine, că nu este judecat. Preminții mei, dacă nu se întâmplă judecata ca și în cazul Ananiei și Safira, când Dumnezeu a dat o avertizare cu privire la felul în care este pătată mărturia bisericii, este judecată veșnică. Cu minciuna mea, cu minciunile mele, cu minciunile voastre, vă întâlniți la judecată înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să fiu înfiorată de gândul acesta. O mare frică a cuprins toată adunare. Și așa ar trebui să fie inima noastră, dacă suntem dintre cei care găsim că este lesne să spunem minciuni. Are niște avantaje imediate, avantaje care trec iute, înțeleptul spune în cartea Proverbelor, capitolul 20, versetul 17, că pâinea minciunii este dulce omului, dar pe urmă gura este plină de pietriș. Strică mărturia credinței. Scrie Apostolul Pavel printre încercările pe care el le-a suferit, în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 26, o grămadă de încercări de care au avut parte, primejdii, din tot fel. În finalul listei, spune așa, în primejdii pe mare și în primejdii între frați mincinoși. Ăștia unde au fost? Din afară? Nu au fost din afară. Au fost din biserică și Pavel s-a simțit în primejdie, nu s-a simțit liniștit lângă oameni de felul acesta. Oameni care zică, îți vor binele. Oameni care te laudă la suprafață. Oameni care te binecuvintează și spun, Domnul să te binecuvintez. Și-ți frați din biserică. Dar Pavel zice, îți de aceea mincinoși. Minciuna atrage pedeapsa divină, frați și surori. Cartea Apocalipsei ne arată unde ajung mincinoșii. Capitolul 21 din Apocalipsa, versetul 8, știți versetul acesta? Și printre multele păcate și scârboșenii pe care le găsim la oameni care ajung în iad, ni se spune și despre toți mincinoșii. Nu mincinoșii doar aia de profesie. Aia care au boala minciunii. Care sunt cunoscuți în sat ca cei mai mari mincinoși. Oameni care la câteva cuvinte pe care le rostesc zic o minciună. Oameni care parcă nu sunt sănătoși dacă nu mint. Și deja cei din jur îi cunosc. Și le cunosc felul de a vorbi. Doar ăștia ajung în iad. Toți mincinoșii ajung în iad. Unul din mijloacele prin care aceștia s-au prăpădit a fost minciuna și apoi a fost complicitatea.
Ei s-au înțeles, Anania și Safira s-au înțeles. Putea Anania să îi spună Safirei și Safira să respingă ideea. Să zică, măi bărbate, ceea ce zici tu nu-i bine. Ne-a purtat Domnul de grijă și ne-a dat din altă parte. Dar dacă te duci să duci banii aceștia și îi dai în numele ideii că e prețul moșioarei, du prețul moșioarei. Nu fi șmecher, Anania. Putea Safira să ia această hotărâre, în inima ei să se păstreze curat. Sau trebuia să asculte de soțul ei. Bărbate, e scris că trebuie nevasta să fie supusă bărbatului. Dacă tu zici să mință, mință. Dacă ne cere oricine să facem ceva împotriva voii lui Dumnezeu, împotriva cuvântului lui Dumnezeu, din familie să fie, din biserică să fie, oamenii cei mai de valoare pe care îi cunoști, cei mai de încredere, dacă vin vreodată la noi și ne cer să facem ceea ce nu ne permite conștiința noastră cercetată de Duhul Sfânt, să luăm atitudine. Femeia aceasta putea să ia atitudine să salveze viața, dar a fost o complicitate. Există situații de felul acesta, complicitate la păcat. Zice, de eu n-am făcut. El a făcut. Eu am aprobat. Și soarta lor a fost aceeași. Reviții mei, oamenii aceștia au fost judecați de Dumnezeu într-un mod aspru. Un ecou care ar trebui să ne înfioare până în zilele noastre. Dar Dumnezeu, înainte de judecată, le-a mai dat un moment de cercetare. Ei n-au fost omorâți când au intrat pe pragul adunării. Ei n-au fost omorâți în momentul în care au ticluit minciună și au plănuit, în care au ascuns banii. Că așa ni se spune despre ei, că restul sumei de bani au ascuns-o. Și Dumnezeu i-a lăsat să vină aici, la adunare, și prin cuvintele lui Petru să fie ultima lor cercetare, ultimul lor moment de pocăință. Eu cred că dacă Anania și-ar fi venit în fire atunci când Petru a accentuat cuvintele întrebării lui și l-a întrebat cu privire la prețul moșioarei, el să fi spus, da, știi ce, Petre, am venit cu o parte din bani, am vrut să fiu șmecher, am crezut că nu știe nimeni, dar recunosc, am greșit. Mă pocăiesc, o să aduc și restul banilor. Vreau să fiu în voia lui Dumnezeu. Putea să se pocăiască atunci. Putea Safira să se pocăiască în momentul în care Petru îi oferă și ei momentul de pocăință și de cercetare. Și îi pune și ei întrebarea aceasta, ea nu moare imediat, ci după ceea ce stăruie în complicitatea minciunii ei, dar oamenii aceștia au refuzat pocăință. Oamenii aceștia au stăruit în minciuna lor, au stăruit în păcatul lor, ca să, pentru ei onoarea a fost mai de preț, să nu se facă de rușine față de ceilalți, decât relația lor cu Dumnezeu. Și lucrul acesta le-a adus moartea. Dumnezeu oferă vieților noastre momente de pocăință. Faptul că suntem aici este momentul pocăinței noastre. Și toate lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu ar trebui să le aducem înaintea lui Dumnezeu în pocăință. Putem să observăm la oamenii aceștia că judecata a fost una individuală. Nu i-a lovit dintr-o dată. Nu în momentul în care a murit Anania acasă să moară și Safir. Și în momentul în care s-au confruntat fiecare cu adevărul lor. Când va avea loc judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va judeca individual. Privire la vorbele noastre, la gândurile noastre, la faptele noastre, va exista o judecată.
Și spune Scriptura că judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui Dumnezeu. Aici nu ni se spune despre ceea ce s-a întâmplat între cei neconvertiți, ni se spune despre cei care erau în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu își apără lucrarea, Dumnezeu își confirmă sfințenia, Hristos apără onoarea bisericii sale. Oamenii aceștia puteau să fie o mărturie bună peste viacuri și să citim altfel despre ei. Să citim de Anania, Safira, s-au pocăit, au trăit frumos până la bătrânețe și a rămas pocăința lor ca un model, ca o mărturie, ca oamenii să nu facă ca ei și oamenii care au tendințe de felul acesta să se pocăiască. Dar n-a fost așa. Mărturia lor este de a un miros urât pe parcursul viacurilor. Să ne ferim să murdărim mărturia bisericii. Nu știu dacă vă gândiți la o nuntă. Ce s-ar întâmpla dacă un copil neștiutor sau un om, oamenii ăștia au fost cu toată știința, cu toată capacitatea lor de a gândi, se duce să arunce mizerie pe rochia miresei. Ce atitudine ar avea mirele? Nu știu, nu pot imagina reacția mirelui atunci când rochia miresei în ziua nunții este pătată. Dar cred că asta este învățătura, atitudinea pe care a avut-o Hristos, reacția lui Dumnezeu, reacția lui Hristos ca mire atunci când rochia miresei a bisericii a fost pătată de șmecheria, de ipocrizia, de minciuna acestor oameni. De nepocăința acestor oameni, de neadevărul acestor oameni. Și pentru ce? Că nu ni se spune nici suma cât au adus la biserică, nu ni se spune nici suma cât au ascuns-o acasă. Nu știu cât au putut avea acasă. Nu știu cât au avut prețul unei moșoare. Pentru o mână de bani să mori, să-ți pierzi mântuirea și să strici mărturia lucrării lui Dumnezeu. Preoții mei, să luăm aminte și să trăim în vreme de acum după voia lui Dumnezeu. Ceea ce facem noi are reacție, are impact asupra caselor noastre, asupra bisericii, asupra oamenilor din jur. Oamenii ne cunosc, oamenii știm, mărturia noastră trebuie să corespundă Scripturii și să-L arate pe Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.